Dacă ar fi să glumesc, ar spune că acest talent l-am moștenit, în sensul că m-am născut cu acest talent. Îmi place mie să spun că undeva în existența anterioară am fost curtezană, deci mai degrabă am fost profesor sau profesoară pe acest subiect. Cred că dacă ne întoarcem la realitate, ar fi decent să nu vorbesc despre iubiri trecute atâta vreme cât în momentul de față sunt iubită și iubesc. Cred că fidelitatea, sinceritatea, pentru că ele merg mână în mână, cam acestea două. Se spune că cea mai frumoasă vârstă a femeii este cea între 30 și 40 de ani. Eu acum depășim 40 de ani, pot să spun că cea mai frumoasă vârstă a femeii între 30 și 50 de ani. În niciun caz nu aș invidia fetele sau femeile, domnișoarele de 20 de ani, ci dimpotrivă, dacă aș putea să contribui într-un fel la educația lor spirituală, vestimentară sau indiferent în alt mod, aș dori să fac acest lucru și de altfel de multe ori se întâmplă în viață să intru în contact cu domnișoare foarte tinere și de altfel comunicăm. Deci cu siguranță avem lucruri în comun, chiar dacă vârsta noastră este de la simplu la dublu sau mai mult decât atât. Nu pot să spun dacă erau îmbrăcate cu cele mai frumoase rochițe, dar cu siguranță ele erau, multe dintre ele erau făcute de mine și, din păcate, pentru mama mea, foloseam ca materie primă rochile ei bune, pe care le purta cu mare plăcere, dar zic eu că, privind istoria vieții mele de până acum, n-a fost o investiție rea și uite că începuturile în lumea modei au avut ca și subiect păpușile și rochile mamei mele. Mi-aduc aminte cu mare plăcere, undeva în anii de liceu aveam această putere, ca să spun așa, de a lansa moda la mine în liceu. Și de multe ori, dacă apăream cu o toaletă peste o săptămână, multe din colegele mele furau, în ghilimele, modelul și astfel s-a lansat o modă acolo, acum foarte mulți ani. Am un sistem de abordare pe care îl respect de-a lungul vremii, în sensul că îmi aleg o temă, în primul rând, și de acolo încolo vin și modelele, vine și alegerea materialelor pe care le folosesc în acea colecție. Este normal ca atunci când ai un partener de viață să îți pui amprenta asupra toaletelor lui și pot spune că nu este foarte ușor să îmbraci un bărbat, mai ales dacă acel bărbat are și el la rândul lui o plăcere și un talent în sensul ăsta, pentru că sunt foarte mulți bărbați galanți, sunt foarte mulți bărbați pasionați de modă și care știu de altfel să-și asorteze hainele. Mie îmi place să cred și pot spune cu o experiență de 20 și ceva de ani în lumea modei că te naști cu stilul. Deci nu contează câți bani ai, trebuie să ai acest stil în tine, în sânge, și nu este imposibil să-ți educi stilul, dar este foarte, foarte greu să înveți să ai un stil dacă tu nu ai în tine acest lucru. N-aș putea să gândesc o lume, cum să spun, lângă un bărbat, o lume într-o singură casă, o lume
legată doar de un singur oraș, o singură țară. Deci este foarte greu de imaginat un astfel de lucru. Este o întrebare fără răspuns, pentru că nu poți fi suficient de sinceră cu tine însăți în situația în care viața e atât de complexă, atât de surprinzătoare și, în general, eu fiind balanță, sunt foarte echilibrată. Și atunci e greu de răspuns la această întrebare. Cu siguranță nu am fost singură de-a lungul vieții mele și cred că, în general, noi oamenii suntem făcuți pe pământul ăsta să trăim în cuplu, să trăim înconjurați de dragoste, de iubire, de prieteni și eu nu fac excepție în sensul acesta.